Bună ziua, dragă comunitate! Suntem live din nou, alături de mine o am pe Mihaela Buzărnescu. O urmăriți cu drag la televizor, trăiți fiecare clipă alături de ea, ne inspiră, ne face să ne simțim mândri că suntem români. Mihaela, îți mulțumim foarte, foarte mult! Cu drag, cu drag. Mulțumim că ne-ai acord 20 de minute din timpul tău să ne povestești despre experiența ta cu plasturii fototerapeutici, pentru că în mintea noastră a oamenilor de rând, când ne gândim la sportivii de performanță, credem că ei nu au provocări de sănătate pentru că au un stil de viață foarte, foarte sănătos. Însă știm că performanța vine la pachet cu foarte multe sacrificii și cred că stres, deplasări, antrenamente te pot dezechilibra din când în când. Cum te simți acum? Care sunt cele mai mari provocări de sănătate și de ce ai ales plasturii fototerapeutici să te ajute să poate chiar să le depășești? Într-adevăr, viața de sportiv este grea și implică multe sacrificii și în tenis avem concursuri săptămânale, așa că o formă sportivă constantă este destul de greu de menținut și mereu intervin mici accidentări și mici dereglări din cauza schimbărilor de fus orar, climă, stres, efort fizic depus foarte, foarte mare, atât cât în concursul, cât și acasă, când suntem în perioada precompetițională. Și eu, personal, am trecut prin destule accidentări în cariera mea sportivă, am trecut prin multe evenimente, am avut și 3 operații și am încercat mai multe tehnici de recuperare, mai multe proceduri și acești plasturi pe care i-am printr-o conjunctură, în prima fază a fost să ne întâlnim și să-i testez. Am simțit cum nu mai aveam dureri în zona genunchiului, în zona gleznei și în zona umărului unde am avut o ultima operație. Da. Și atunci, bineînțeles că când ceva îți aduce bine, vrei să îi folosești cât mai des și mai ales jucând concursuri și fiind ușor de utilizat și ușor de pus, m-a ajutat foarte mult și mi-a fost mult mai simplu. Cei pentru durere mai sunt și cei pentru somn, mai ales că eu am avut și nu mi-a fost ușor cu problemele în a dormi bine, mai ales că, cum am spus, sunt aceste schimburi de fus orar pe care le facem și trebuie să te adaptezi foarte bine la aceste schimbări și somnul este extrem de important cel în viața unui om și mai ales pentru mine că trebuia să mă odihnești, să fiu aptă pentru a juca. Plus am încercat și cei plasturi pentru energie. Energy enhancer, da. Da, în prima oară nu am înțeles eu bine cum să-i pun, dar după ce mi-ai explicat tu, i-am pus pe ambele mâini și m-a ajutat foarte mult în meciuri, mai ales că am putut să revin în unele meciuri când eram condusă și mai ales că am jucat meciuri lungi, de peste 2 ore și jumătate, 3 ore. Wow. Da. Și da. Pe ansamblu, asta îți aduc exact o rezistență mai bună, energie, poți să faci față efortului fizic mult mai bine pentru că s-a schimbat, sportul evoluează în fiecare zi și e mult mai greu și atunci și noi trebuie să evoluăm și să aducem noi tehnici și mă bucur tare mult că acești plasturi au ajuns și în România și pot fi probați, folosiți și de noi, nu doar în alte țări precum America sau alte țări care ar fi mai dezvoltate. Asta și vreau să te întreb, că știu că mi-ai povestit că ai văzut plasturii pe sportivi în afara țării și că chiar și în tenis ai văzut foarte multe sau ai auzit de oponente care folosesc da. Plasturii. Dacă ar fi să le transmiți ceva sportivilor de performanță din România despre ei, ce ar fi? Le-aș spune să-i folosească cu încredere și să facă o selecție clară cu ceea ce au nevoie, pentru că sunt mai multe categorii de plasturi și cu mâna pe inimă îi ajută foarte mult. Eu am folosit 4 dintre modelele pe care le aveți, inclusiv cei
care sunt carnisinul, care se pun și în spate sau între la piept sau deasupra stomacului, care pur și simplu îți oferă un echilibru și o liniște. Și pe mine personal m-a ajutat foarte mult și îi recomand, pentru că mai ales și cel pentru afecțiunile acestea și durerile articulare, și nu neapărat și o durere, n-am avut încă probleme ca să îi testez dacă am avut anumite probleme, știu eu, cronice sau acute, ca să văd exact dacă am avut vânătăi sau dacă am avut lovituri sau dacă am avut, nu-mi doresc să am, dar am văzut cum la voi au funcționat și în aceste cazuri. La mine au funcționat doar pe afecțiuni musculare, articulare, în urma efortului și în urma operațiilor, și special pentru sportiv e cel mai important lucru să fie sănătoși ca să poată performa la un nivel cât mai bun. Și am văzut că mai sunt folosiți de câțiva sportivi de la noi din țară, din mai multe ramuri de sport, inclusiv și din tenis. Și da, am văzut în străinătate la Serena, am văzut Serena Williams și la Iulia Gheorghes că îi folosea acum câțiva ani. Ea s-a retras anul acesta din competiție, dar nu știam atunci când am văzut ce erau acești plasturi și mă gândeam ce secrete folosesc alți sportivi și la noi nu au ajuns, și uite că au ajuns și la noi în România, ușor, ușor, și mă bucur foarte mult de acest lucru și sper să fie cât mai bine folosit și de cât mai mulți sportivi pentru a ne ajuta, pentru că nu avem cum să fim veșnic sănătoși și veșnic într-o formă excepțională, pentru că depunem mult efort și nu avem cum. Ne trebuie susținători sau alte lucruri care să ne ajute să ne menținem într-o formă bună. Așa este. Și noi, ca și comunitate, prin consultanții noștri, ne bucurăm că putem să aducem această valoare acum și sportivilor din România, pentru că și voi, la rândul vostru, ne aduceți atât de multă valoare când sunteți acolo. Și, Mihaela, îți mulțumim foarte mult pentru susținere. Ai foarte mulți admiratori în comunitatea noastră și nu numai, și îți mulțumim că ai fost atât de deschisă să-i încerci în primul rând și că te ajută în plan competițional, că asta e cel mai important, să fii sănătoasă. Așa este, și le mulțumesc tuturor care mă susțin pe mine și pe alți sportivi și sper să se bucure de rezultatele noastre cât mai mult și le doresc multă sănătate și multă încredere în ei și în aceste produse și să le folosească cu multă încredere și fără să-și pună semne de întrebare. Mihaela, îți mulțumim foarte mult că ți-ai făcut timp astăzi. Sperăm să te revedem curând. Te vedem la televizor de fiecare dată și am observat plasturii și... Dar ne-am întâlnit personal și m-am bucurat tare mult că am avut ocazia să ne vedem, chiar dacă a fost o întâlnire scurtă. E foarte importantă și apreciez mult că s-a putut. Cu drag. Îți mulțumim foarte mult pentru susținere, îți ținem pumnii. Care este următoarea competiție la care o să fii? Voi pleca în Franța și de acolo un alt concurs în Italia, apoi iar Franța și apoi vine Grand Slam-ul de la Paris, Roland Garros. Iar de acolo direct pe iarbă voi pleca la alte concursuri și urmând la final Wimbledon-ul. Deci este o perioadă de 7 săptămâni, aproximativ 8, în care voi fi plecată. Deci, vă dați seama, 2 luni să stai din nou plecat, nu este ușor. Și să joci concurs în fiecare săptămână. Așa este. Suntem alături de tine și îți ținem mulțumesc din suflet. Și sperăm să fie cât mai bine. Doamne ajută, mulțumesc mult! Cu drag! Vă salut și vă doresc o zi frumoasă! Numai bine! Pa, pa! Vă pup! Numai bine! La revedere, să fie! Pa, pa!